La școala gimnazială Nanumuș cel din Câmpul Lung se desfășoară timp de 3 zile un proiect în colaborare cu Poliția Română și anume Educație pentru Circulație. Elevii au primit echipamente speciale, iar alături de polițiștii de la biroul rutier Câmpul Lung au ieșit în fața unității de învățământ și au învățat cum să dirigeze circulația și să învețe pietonii să traverseze corect. A fost încheiat un protocol pe linie de educație rutieră. Astăzi ne aflăm în fața școlii Nanu Mușcel, unde împreună cu elevii clasei a 7-a am desfășurat activități pe linie de educație rutieră. Eu zic că elevii, după ce au fost instruiți, s-au descurcat foarte bine. Elevii de la școala gimnazială Nanu Mușcel sunt implicați în această perioadă într-un proiect național, Siguranța Rutieră, inițiat de Fundația UNITEDWAI România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Poliția Română. În acest sens se desfășoară două mari activități, o activitate educațională în cadrul unității noastre școlare, ce constă în activități la clasă, teme de educație rutieră și în același timp s-a și constituit o patrulă școlară cu elevi de clasa a 7-a care începând de astăzi 3 zile își vor desfășura activitatea la trecerea de pietoni din fața unității noastre școlare. În clase, la orele de dirigenție, s-au organizat lecții de informare asupra circulației rutiere. Elevii au colorat și au decupat mașini, au identificat diverse șabloane și postere. În cadrul proiectului național Siguranța Rutieră am organizat la ora de dirigenție un proiect care constă în grupe de 5-4 elevi care fac postere despre cele mai importante reguli rutiere pe care toată lumea ar trebui să le știe. Și cât de mult vă place să faceți asta? Mi se pare ceva foarte interesant pentru că este cumva diferit. Adică în loc să stăm și să ne povestească profesorul chestii plictisitoare, mai bine înțelegem noi prin tehnici diferite. Consider că ar trebui să faceți mai des astfel de activități. Da. Pentru instituția de învățământ, proiectul este binevenit, deoarece regulile de circulație ar trebui să fie știute de fiecare în parte, pentru a evita astfel evenimentele neplăcute care se petrec tot mai des pe străzile din România și nu numai.